Începe cu degetul mic. Desenează o frunză cu o spirală la capăt. În interior, desenează o serie de puncte înconjurate de semicercuri, astfel. Adaugă niște puncte și două linii curbate în acest mod. Pentru capăt, trasează două linii care se întâlnesc, astfel. Apoi două linii înăuntru. Umple doar partea cea mai din stânga. Pe degetul inelar trasează aceeași frunză, dar mai mare. Mărimea acestui deget permite modele mai elaborate. Înăuntru, fă o floare mică în acest fel și apoi o serie de puncte mici care devin tot mai mici. Fă o curbă deasupra acesteia, apoi un punct mic în centru cu trei petale mici deasupra. Adaugă trei linii mici aici. Apoi desenează aceste modele pe partea stângă a degetului. Pe vârful degetului desenează această formă. Adaugă o linie pentru a împărți în două. Umple partea stângă cu o serie de linii paralele. Pentru partea dreaptă, umple-o astfel. Amintește-ți că mâinile ar trebui să rămână complet nemișcate în cursul întregului proces de aplicare pentru a evita ca modelul să se strice. Acum desenează o floare astfel. Deasupra adaugă o curbă, apoi o a doua paralelă cu cea din tâi. Fă o serie de cercuri mici. Adaugă încă o linie. Deasupra, marchează un punct. Înconjoară punctul cu un sfert de cerc, apoi o serie de petale și în sfârșit încă un sfert de cerc. Continuați cu același model pe restul degetului. Pentru degetul arătător, desenează aceeași frunză ca și pe primele două degete, dar îndreptate în cealaltă direcție. Umple această frunză cu modelul degetului inelar. Desenează două curbe deasupra astfel și adaugă o frunză mică orientată înspre cealaltă direcție. Acum adaugă detaliile finale pentru a-ți completa tatuajul henna.